În zilele de 21-23 ianuarie 1941, adică acum 80 de ani, a avut loc la București ceea ce s-a numit Rebeliunea Legionară. Mai clar spus, a avut loc un pogrom. Un pogrom împotriva populației evreiești din București. Cred că notele din jurnalul scriitorului Mihail Sebastian din acele momente sunt mai mult decât elocvente pentru teroarea din acele zile și pentru starea din acele vremuri. Marți, 21 ianuarie 1941. Revoluție? Lovitură de stat? Sâmbătă noapte a fost asasinat pe bulevardul Brătianu un major german. Nu se știe încă dacă este un atentat sau un fapt divers. De altfel, faptul nici nu are directă legătură cu evenimentele propriu-zis politice precipitate de ieri dimineață. Ieri a apărut în ziarele de dimineață un decret care desființează comisarii de românizare. După masă am aflat că generalul Petrovicescu a fost înlocuit la interne. Spre seară, un manifest studențesc cerea 1. Îndepărtarea lui Rioșanu, învinuit de a fi patronat asasinarea maiorului și de a fi unealtă anglomasonică. 2. Revenirea generalului Petrovicescu. 3. Guvern pur legionar. După 10 seara, vreo 5-6 mii de legionari au defilat pe Calea Victoriei, strigând jos Rioșanu, vrem guvern legionar, jos masonii din guvern. La 12 noaptea, postul de radio transmitea manifestul studențesc. Ziarele de azi dimineață, apărute mai târziu decât ora normală, nu publicau manifestul, ci decretul de înlocuire a ministrului de interne și în plus o notă a generalului Antonescu, explicând că schimbarea era necesară pentru a restabili ordinea și pentru a evita marasmul economic. Pe la 1, când mă duceam spre casă, circulația pe Calea Victoriei era întreruptă. Se pare că prefectura de poliție, ocupată de legionari, era asediată de armată. Pe la 4, revenind, lucrurile erau în aceeași situație. Seara, Rosetti îmi spune că prefecții au fost schimbați azi noapte în întreaga țară. Generalul Antonescu adresează un apel către țară. În 24 de ore, ordinea va fi restabilită. E aproape 12 noapte. Din când în când aud sub ferestrele mele grupuri de legionari trecând spre Ateneu sau spre Finanțe și cântând în cor. Orașul pare totuși foarte liniștit. Prin radio, un comunicat al prezidenției invită pe toată lumea ca după ora 10 să nu mai iasă din casă. Termin astă seară fabulele lui La Fontaine, citite cu delicii de câtva timp. Fabula finală cu invitația ei la singurătate e o concluzie pentru tot. Cette leçon sera la fin de ses ouvrages, puisse-t-elle être utile au siècle à venir. Miercuri 22 ianuarie 1941, 9:30 seara. Singur. Telefonul întrerupt de azi la prânz. Cu neputință să știu ce se petrece acasă, în antim. Aș vrea să-i pot spune mamei un cuvânt, aș vrea să o aud vorbind. Mă gândesc prin ce clipe de spaimă trec ei acolo. Îmi pare rău că n-am avut destulă hotărâre azi dimineață, când încă se mai putea, să alerg până la ei și să rămân acolo. Toți, la oaltă, poate că ne-ar fi fost mai ușor să așteptăm. Îmi promit că mâine, dacă va mai fi un mâine, să mă duc neapărat la ei. Orice va fi, să fim împreună. Se trage mereu. Se aud puști, mitraliere și uneori lovituri de tun. Dimineață, zgomotele erau depărtate, păreau că vin de la marginea orașului.
Pe urmă s-au apropiat de centru. Pe la 1 când am coborât eu, autobuzele nu mai mergeau. Am avut câteva momente de ezitare, să mă duc sau nu spre Antim. Dincolo de bulevardul Elisabeta, circulația nu mai părea posibilă. M-am întors deci la mine, hotărât să nu mai ies. Am mai apucat să dau un telefon acasă și să spun că nu vin. Pe urmă au amuțit toate telefoanele. Strada era totuși încă vioaie, aproape normală. Pe la ora 4 am văzut instalându-se câteva posturi de soldați în piața Amzei și un cordon pe calea Victoriei, drept în fața blocului nostru. Pe la 5 au început împușcăturile. N-am putut urmări exact ce se petrecea, fiindcă toate balcoanele au trebuit să fie imediat evacuate. Am văzut doar cum dinspre palat veneau câteva sute de manifestanți. Am intrat în cameră, lăsând doar întredeschisă ușa dinspre terasă. Detunăturile de armă nu acopereau strigătele. Se striga, se cânta, se vocifera. Două, trei voci reușeau să se desprindă din tumult, mereu același. Nu trageți, suntem frații voștri. Mereu aceleași voci. Totul a durat o oră. Pe urmă, manifestanții s-au depărtat, cântând, fără să-mi pot da seama dacă spre Ateneu, respinși, sau spre finanțe, trecând spre cordon. Am ieșit pe terasă. Jos, lângă farmacie, era un lac de sânge și o lumânare aprinsă pe trotuar. Am coborât o clipă să-l întreb pe portar ce se întâmplase exact. Spunea că un soldat fusese ucis și că pe urmă trupa, care tot timpul trăsese în aer, s-a retras, lăsând pe legionari să treacă mai departe. Strada era plină de lume buimăcită, dezorientată și mi s-a părut mie destul de indiferentă totuși. M-am întors în casă. Era absurd să încerc a merge mai departe. Am deschis aparatul de radio la București. Emisiunea a fost normală până la 8 fără un sfert, când n-a mai urmat nici buletinul german, nici semnalul de pauză. Târziu, după 10-15 minute, o voce anunța că legiunea va fi victorioasă, că la Constanța, Tecuș și Craiova, mare parte din armată e cu revoluția legionară și că miniștrii jidoviți, împreună cu trădătorii, vor plăti. Așadar, postul de radio e în mâna legionarilor. Ziarele care apar, chiar și cele nelegionare, publică manifeste legionare. Despre generalul Antonescu, niciun cuvânt, nicăieri. Aseară afirma că în 24 de ore ordinea va fi restabilită. Și acum? Totul e posibil în noaptea asta. Nu e decât 11 seara, până să se facă lumina de zi. Mai sunt încă 8 ore. Voi dormi? Pot să încerc să dorm? Sunt așa de singur și tot gândul meu e acasă. La mama, la Benu, la papa. Orașul e în complet întuneric. Telefoanele nu răspund. Postul de radio tace. Joi, 23 ianuarie 1941, 10 dimineața. Toată noaptea au continuat mitralierele și tunurile. Am dormit, cu deșteptări subite, cu vise scurte și complicate. De câte ori mă trezeam, regăseam neschimbat același zgomot de arme. În blocul meu, tăcere completă, ca într-o noapte obișnuită. Dimineața, în zori, bubuiturile erau mai puternice, mai dese. Pe urmă s-au mai potolit. La 9 am deschis aparatul de radio. Speakerul obișnuit, nu vocea străină de aseară, anunța că din oră în oră vor avea loc transmisiuni oficiale. Așadar, în cursul nopții, postul de radio a fost reocupat de armată. Generalul Antonescu lansează un nou manifest în care anunță că în fața atacurilor rebele asupra prezidenției și altor instituții, aparatul de stat și armata au intrat automat în acțiune.
îndeamnă pe toată lumea să se apere dacă e atacată în case. Un comunicat al Marelui Stat Major dezminte defecțiunile din armată. Ies pe terasă. O dimineață cețoasă, ca de toamnă. Magazinele sunt deschise, lume puțină pe străzi. Grupuri placide care discută. O ediție specială a nu știu cărui ziar. Pe terasa mea, moloz și pulbere de cărămidă. Un glonte a nimerit, aseară probabil, sus, în zidul meu, exact deasupra și la dreapta ușii. Se vede perfect gaura făcută în zid. Vineri, 24 ianuarie 1941. Am fost în Antim, unde am rămas toată noaptea și dimineața de azi. Toți împreună eram, într-adevăr, mai liniștiți. Ne-am îmbrățișat ca după o lungă, lungă despărțire. Ieri, pe la 11 dimineața, au început să defileze pe Calea Victoriei, ducându-se spre șosea, lungi coloane motorizate germane, cu puștile și mitralierele gata de tragere. Erau impresionanți. Și era limpede că armata germană era cu generalul Antonescu împotriva legiunii răsculate. Am intrat în câteva băcănii să-mi fac târguieli. Mereu, mereu lume vioaie, optimistă, bucureșteană. Mai mult curioasă decât terificată. Ici colo, fețe îngândurate, ridicări din umeri. Numai de-ar fi liniște, numai de s-ar astâmpăra. Pe la 2 după masa a trecut Alice cu o mașină. Abia acum, trecând cu mașina prin oraș, abia acum puteam să văd aspectul de revoluție al străzilor. Pe Victoriei, de la Național în jos, totul era pustiu. Tancuri, mitraliere și patrule pe o cale a Victoriei deșartă, cu obloanele trase. Am aflat de la Alice că în timpul nopții Văcăreștii și Dudeștii fuseseră incendiați și prădați. Același lucru părea să se fie întâmplat pe calea Rahovei și în multe alte cartiere. Până seara, detunăturile au încetat de tot. La radio se dădeau comunicate precise, liniștitoare. În 24 de ore, toate armele, inclusiv cele de vânătoare, trebuiau depuse. Cine mai trage, cine mai pradă, e împușcat pe loc. Mai rămânea doar primejdia jafurilor. Spre seară s-au deschis telefoanele și a fost o mare ușurare. Dintr-o dată ne simțeam mai puțin singuri. Ceea ce nu ne-a oprit ca toată noaptea să sărim la cel mai mic zgomot. Și aseară și azi dimineața au sunat într-una telefoanele. Lume care vrea să știe dacă mai suntem în viață, dacă nu s-a petrecut nimic grav. Dacă a trecut. Se zice că sunt victime multe, dar nu se poate ști deocamdată nimic. La ora asta, rebeliunea ca lovitură armată. Politicește, lucrurile sunt încă foarte confuze. Cu cine va face noul guvern? O mică întâmplare, fără consecințe din fericire, cel puțin până acum, dar care explică multe. Pe locul unde a căzut ieri un soldat, peste drum de blocul nostru, la colțul farmaciei, au ars ieri dimineață câteva lumânări. Trecătorii se opreau și întrebau ce este, ce s-a întâmplat. Grupuri mici, agitate, ridicau privirea spre casa noastră, plimbând-o în sus și în jos, asupra celor 9 etaje, cu nu știu ce expresie de mirare și amenințare. Când am coborât în stradă, m-am apropiat și eu de grup, căci mereu se făceau alte grupuri. În mijlocul a 5-6 trecători, un nenorocit, un biet bâlbâit, povestea cum o jidoavcă a tras cu revolverul, uite din blocul ăsta, uite de pe acoperiș, aseară și a împușcat un plutonier. O jidoavcă, domnule? Întreabă un domn mai în vârstă, destul de bine îmbrăcat, destul de potolit. Da, o jidoavcă, tu-i mama ei. Și nu i-a făcut nimeni nimic? Ba bine că nu. A arestat-o, au dus-o. Mă uit bine la oamenii care îl ascultă. Nu e unul care să nu creadă.
nu e unul care să aibă cea mai mică îndoială despre adevărul acestei povești absurde. Un moment mă gândesc să intervin, să le spun că e absolut o prostie. Să-i întreb dacă își imaginează că un evreu, mai mult chiar o evreică, poate fi atât de dement, atât de dementă încât să tragă într-un militar, să-i întreb în fine dacă o femeie poate trage cu revolverul de pe acoperișul unui bloc cu 9 etaje și să nimerească așa de exact. Să-i întreb în fine dacă știu că soldatul a căzut ieri într-o adevărată luptă de stradă în care s-au tras sute de gloanțe. Dar la ce bun? Cine m-ar auzi? Cine ar încerca să raționeze? Nu e mai simplu, mai rapid, mai expeditiv să creadă ce le spune celălalt? A tras o jidoavcă. Am plecat mai departe după târguieli. Când m-am reîntors, erau alți trecători care vorbeau despre același lucru, dar de data asta nu era vorba de o jidoavcă, ci de un jidan. Unii spuneau că a fost prins, alții că nu. Unii precizau că a tras de la etajul 4, etaj 4 care nu mai e locuit de la cutremur. Alții că nu se știe încă de unde a tras. Cred că cineva propunea să se facă o cercetare în bloc sau se mira că încă nu s-a făcut. Pe urmă, de la fereastra mea, am privit câtva timp cum vestea se lățea, cum grupurile deveneau mai dese, mai agitate. Lipsea mult pentru un atac asupra tuturor apartamentelor jidovești din bloc? Uite cum începe un pogrom. Sâmbătă, 25 ianuarie 1941. Vești puține. Ziarele legionare suprimate. Un nou manifest al generalului, explicând desfășurarea rebeliunii și a represiunii. Strada nu și-a reluat încă aspectul normal, acolo unde au fost lupte. Impresionantă piața Teatrului Național, unde vitrinele magazinelor și marile ferestre ale telefoanelor au fost ciuruite de gloanțe de mitraliere. Se pare că în Văcărești și Dudești totul e ca după un mare cutremur, ca după un cumplit incendiu. Numărul morților acolo nu se cunoaște. Sute sau mii de morți evrei. Dar nimeni n-ar putea spune precis. Nu se știe nici câți militari au căzut, nici câți legionari. Poate că numărătoarea nu e încă făcută. Circulă încă pe străzi trupe și tancuri. Se evacuează ultimele clădiri în care s-au refugiat legionari. Acum, după ora 10 seara, orașul e mort. Spectacolele interzise după ora 9, restaurantele închise, nimeni nu are voie să circule, dar ziua lumea e vioaie, e vorbăreață, plină de curiozitate și, la urma urmelor, ușurată. Mai e și vreme nespus de frumoasă. În plin ianuarie, parcă am fi într-un sfârșit de martie cu soare. Duminică, 26 ianuarie 1941. Joi, în piața Confederației Balcanice, obiectiv însemnat, căci numai la câteva zeci de metri, este sediul legionar din strada Roma. Piața este literalmente blocată de legionari care manifestează. Se văd sosind câteva detașamente motorizate germane. Primire entuziastă. Legionarii strigă, aplaudă, aclamă. Heil Hitler, duce, 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 Sieg Heil, Sieg Heil. Convorbire cu Camil despre evenimente. Ar fi destul de amuzant de consemnat variațiile lui Camil de atitudine în ultimele zile. Da, nu despre asta vreau să scriu deocamdată. Nici o veste sigură despre desfășurarea situației politice. Cine e arestat, cine nu, cine rămâne cu regimul, cine pleacă. Nu se știe absolut nimic. Luni, 27 ianuarie 1941. Am fost să vedem câmpurile de luptă. E limpede că s-a tras mult în aer.
Cu excepția câtorva imobile de pe strada Londra, ciuruite de gloanțe, nimic nu arată că ar fi fost mari bătălii. Nici sediul legionar din strada Roma și nici măcar cazarma gardienilor. Marele dezastru este în Văcărești și mai ales în Dudești. Nu a rămas casă, nu a rămas cocioabă care să nu fi fost spartă, jefuită, arsă. Încerci să-ți imaginezi cartierul arzând miercuri noaptea, în timp ce bandele de huligani împușcau atâția oameni nebuniți de groază. Au rămas în picioare, aici și colo, câteva prăvălii cu nume românești. Nu întotdeauna hârtia salvatoare magazin românesc, pusă în vitrină sau lipită pe pereți, nu a reușit întotdeauna să oprească devastarea. Vezi destule case și magazine distruse, purtând totuși, cu o tristă ironie, semnul care trebuia să le apere. Proprietate creștină, casă românească, proprietarul e român. Ba chiar undeva pe Văcărești am văzut proprietate italiană. Ieri era duminică și era a patra zi după dezastru. Prin urmare, mare parte din dărâmături fusese acoperite sau îndepărtate. Și totuși, priveliștea este copleșitoare. Și toate acestea în plină mizerie, în plină calicime. Mici meseriași, mici negustori, lume umilă, necăjită, care abia își câștigă o pâine amară. Vezi, zici, colo, lângă ruine, o femeie bătrână, un copil despuiat care plânge, care așteaptă. Așteaptă ce? Pe cine? În fața morgii sunt sute de oameni care își așteaptă rândul. E atâta lume dispărută de acasă. Sunt atâtea cadavre încă neidentificate. Ziarul Universul de azi e plin de anunțuri mortoare evrești. Cimitirele sunt pline cu morminte noi. Numărul evreilor morți tot nu se cunoaște, câteva sute în orice caz. Astăzi, ca și ieri, niciun comunicat, nicio știre, niciun indiciu. Ezitare, reticență, frică, schimbare de atitudine, compromis, încercări de tranzacție. Stranie tăcere. Stranie tăcere care face posibilă orice presupunere. Miercuri, 29 ianuarie 1941. S-a publicat astăzi numărul oficial al morților civili, ceva mai mulți de 300. Nu se spune însă câți legionari, câți evrei. Un număr mare de evrei au fost uciși în pădurea Băneasa și aruncați cei mai mulți goi acolo. Se pare însă că un alt lot a fost executat la abator, la Străulești. Și unii și alții, înainte de a fi uciși, au fost probabil groaznic mutilați. Încep să cred că, cel puțin în marile momente de criză, detașarea nu e cea mai bună fereastră de la care se pot privi și înțelege lucrurile. Joi, 30 ianuarie 1941. Văd case devastate, prăvălii distruse pe străzi cu totul neevreiești și până unde aș fi crezut că valul pogromului nu poate ajunge într-o singură noapte. Încă o dată mă gândesc înfiorat la ce s-ar fi putut întâmpla în noaptea de miercuri acasă. Sunt oameni ca mine care au trăit în noaptea aceea despărțiți de familia lor și a doua zi dimineață n-au mai găsit pe nimeni. N-au mai găsit nimic. Revăd, retrăiesc întreaga spaimă a nopții aceleia. La Berlin, într-un lung discurs, Hitler a anunțat azi după masă,
că va câștiga războiul chiar în cursul anului. Am citit numai câteva fragmente din notele lui Mihail Sebastian din acele zile, dar sper că această lectură poate fi și un îndemn pentru a parcurge, pentru a lectura întreg volumul. Este vorba de jurnalul lui Mihail Sebastian, jurnal 1935-1944. Nu cred că va dezamăgi lectura acestui volum. Aș mai vrea să spun că în anul despre care vorbim, 1941, deci acum 80 de ani, în luna iunie urma să aibă loc pogromul de la Iași. Și până la ziua eliberării, adică până în 23 august 1944, urmau luni, ani de persecuție, de teroare și de frică. Ani negri de ură. Ură împotriva minorităților etnice și nu numai. De ceva vreme asistăm la repopularizarea unui discurs, dacă nu identic, similar. Un discurs extremist, naționalist, xenofob, rasist. Mi-e frică și n-am cum să ignor realitatea. Se întâmplă la noi, se întâmplă în foarte multe alte țări. Mă gândesc și o fac cu voce tare acum, ca să nu fiu singură. Mă gândesc că această direcție încă mai poate fi schimbată. Și una dintre soluții, cu siguranță nu singura și cu siguranță nu cea mai puternică, dar una dintre soluții cred că poate fi și reluarea, lecturarea și distribuirea unor materiale, unor mărturii, așa cum este mărturia lui Sebastian. Mulțumesc!